Da, Get Lucky se anume piesa pe care am ascultat-o mai devreme de la Daft Punk și Pharrell. Între timp a venit Cătălin Striblea în studio, vorbea la telefon, cred că cu Șumudică vorbea la telefon. Ce ți-a zis Șumudică, Cătăline? Vine la Steaua, e bătut în, la Steaua, mă scuzați, la FCSB? FCSB-ul ăsta. Da? Nu știu, domnule, ci nu vorbeam, era o glumă, să nu înțeleagă lumea, că nu l-am mai sunat de astă vară, știi, când l-am sunat atunci în Turcia. În deșteptarea de vară, era în Turcia ultima oară când am vorbit cu el, acum înțeleg că trebuie să pupe steagul pe la FCSB ca să antreneze. Nu, am văzut că domnul Corsicanu a dat asigurări că așa ceva nu se întâmplă și acum gazetele zic așa, Marius Șumudică face un pas în spate, negocierile cu Gigi Becali. Aha. N-am semnat cu nimeni, asta zice Prosportul, vă, că gazeta nu mai zice nimic. Gigi Becali spunea că are deja buletinul lui pentru noul contract. Și 2 milioane livrate, plus un teren în voluntar, chiar aici unde se încrucișează străzile astea două din spatele nostru. Aha, le fotografiază deja. Să facă domnul Șumudică un cartier de case și vor trece liniște. Hai, mă. Mie o să-mi fie frică de FCSB cu Șumudică antrenor. FCSB adică... cu, cu alt antrenor decât domnul Becali, o să fie o echipă bună. Adică ar fi putut să câștige și campionatul dacă vezi, domnul Becali nu prea știe să facă schimbări. Mai bine lăsa pe domnul Petrea. O să urmărim subiectul, chiar e interesant și dacă se întâmplă ceva oficial o să anunțăm la Europa FM. Acum se întâmplă Rațiunea Zilei, suntem și pe Facebook Live. Rațiunea Zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Mi-am pregătit câteva date aici. Știți că România a înregistrat o creștere economică în primul trimestru al anului de 2,7%. E adevărat că nu e o creștere economică foarte îmbucurătoare în sensul că ea a fost obținută pe de-o parte pe spatele pandemiei sau pe spatele multora care s-au îmbolnăvit la noi nefiind prea multe restricții. A doua oară e o creștere în care industria nu revine la fel de tare, dar ne dă un semnal bun pentru finalul anului. Ce înseamnă asta? Că s-ar putea ca la finalul anului să fim în același punct în care eram în decembrie 2019, adică asta înseamnă o revenire în V, adică din punct de vedere economic să fim cam la fel după anul ăsta pierdut, 2020. Asta e vestea bună. Trec imediat și la cele proaste. Că pe hârtie, da, e o veste bună. Nu pot să mă abțin să spun treaba da, asta. Tu te cauți în buzunare, nu? Că asta bune, e prima adică, întrebare. Da, și deci... depinde și cu ce te compari. Dacă te compari cu perioada în care stăteam închiși în case, că înțeleg că... Da, nu. E față de trimestrul, ultimul trimestru al anului trecut, așa să măsoară. Deci aproape 3% față de octombrie, noiembrie, așa. Dar ce, n-ai 3% în plus în buzunare? Deocamdată observ alte asta lucruri. Că fiecare euro pe care l-ai, cred că e mai scump un pic. Nu mai vorbi de euro, chiar mă gândesc la... la doamna. Da. Așa. Nu, eu mă uit în jurul meu, mă uit prin magazine, mă uit la factura de la energie, mă uit la factura de totul la e mai scump, gaze și, e adevărat. Din păcate, acum, e o creștere și acolo, scuză-mă. Exact, da. Nu, foarte bine că m-ai întrerupt, că așa e. Deci, înainte de a spune că asta e treabă de guvern, economiști anunță, domnule, a înregistrat aici volumul de afaceri, a crescut și așa mai departe. Adică am mai auzit treburi din astea totul... cu creștere economică și în alte guvernări și la fel, nu se simțea absolut nimic. Da, absolut nimic. Da, pentru că creșterea economică întotdeauna trebuie să fie însoțită și de niște măsuri care să aducă banul în buzunare. De exemplu, guvernarea Năstase, dacă mai țineți minte, acum 20 de ani, mamă, ce bătrân sunt, așa, tot clama creștere economice care nu se vedeau în buzunarele oamenilor până când a venit guvernarea de dreapta și a pus taxă unică. Dacă nu se vede în buzunare, măcar se vadă în jurul tău, nu știu, în spitale mai curate, mai bune, în șosele exact, mai multe și mai bune și așa mai departe, nu neapărat în buzunar, dar... Asta ne aduce la discuția noastră de mâine, că aici voiam să ajung. Mâine are loc deșteptarea României, știți că suntem în luna transporturilor, dar o să lărgim un pic această temă a transporturilor, ele fiind un ax al discuției noastre. De ce zic asta? Întrebarea pe care v-am pus-o săptămâna asta și mulțumim pentru mesaje, o vom adresa mâine din nou. Sunt autostrăzile suficiente sau este de ajuns să construiești o autostradă ca să scoți din sărăcie regiunile cele mai, cum să zic eu, amărâte ale țării? Defavorizate. Defavorizate, da, și ne referim, o să vin aici Dan Radu, care este lider al Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei, și o să stăm de vorbă, pornind de la Moldova, despre cum se dezvoltă toată România. Moldova e cea mai vitregită, n-are autostradă, n-are străzi, n-are nimic din ce îi trebuie, și aici vin cu statisticile de creștere economică. Ce să vezi?
că asta se vede în realitate, adică faptul că ei nu sau nu s-a făcut acolo autostradă, se vede imediat în momentul în care reapare creșterea economică. Cine zice creșterea economică pe regiuni de data asta? Toate județele din regiunea Moldovei, cu excepția a două, Iași și Bacău, ele nu își revin economic. Ele nu au avut creștere economică în față de restul țării. Înțelegi? Adică ele sunt tot pe minus. Iași și Bacău, în schimb, au o creștere economică puternică cu plus 5,1, plus 5,2, 5,2%, ca să înțeleagă lumea, și întreaga lor creștere economică reușește să tragă în sus zona Moldovei. Dar în rest, toate județele sunt la minus. Da? Deci asta este povestea. Minus 0,6, minus 1,6, minus 1,8. Botoșani este la chiar minus 2,5 față de decembrie 2020. Adică îi merge și mai prost. Faptul că acolo nu sunt investiții mari, că nu sunt companii care să repornească industria, uite, le dă o bătaie de cap acum. Și există riscul să se depopuleze respectivele zone, pentru că oricum majoritatea locuitorilor din aceste zone sunt plecați la muncă în străinătate și unii dintre ei nici nu mai au de gând să se întoarcă. Eu cred că asta este o explicație și am să le leg asta între ele, pentru că sigur este o explicație, și în rata vaccinării. În aceste două județe care sunt și sărace și cu o plecare masivă în toate colțurile lumii, ratele de vaccinare sunt cele mai mici, dar eu cred că sunt și printre cele mai mici, pentru că oamenii sunt în alte state și încă n-au apucat să vină să se vaccineze. Nu m-ar mira ca, de exemplu, ei să vaccineze dacă vin la granița de vest a României. Și hai să spun, cele două județe care sunt în nord și care, despre care ți-am spus că nu au creștere economică în această perioadă, ba dimpotrivă, Suceava și Botoșani au și cele mai mici rate de vaccinare din întreaga Moldova, adică 11,66 și 12,43. Sunt ultimele locuri, da? Vasluiul îl adaugă aici, 14,13, Vrancea 14,05, Neamț 13,64, Bacău, care totuși trage în sus economic, care 12,95, și ți-am făcut exact imaginea zonei. Da, apropo de Bacău, ascultam ieri la știrile Europa FM că se organizează un maraton al vaccinării în centrul orașului cu muzică. Va fi așa o mare petrecere a vaccinării și uite că se simte treaba asta și exact în datele pe care le prezentai tu mai devreme. Toate lucrurile astea merg mână-mână. Nu e întâmplător că Bucureștiul este cel mai puternic oraș al țării și are cea mai mare rată de vaccinare. La fel nu e întâmplător acest lucru pentru Cluj. Banii aduc educație, aduc prosperitate, aduc un alt tip de gândire. În momentul în care noi am exclus aceste zone, că nu e vorba doar de Moldova aici, mâine o să vorbim și despre sudul țării. Fix aceleași probleme, știi? Județele astea aici de la sud de București sau sud-est de București sau cele din sud-vest care au chiar același tip de problemă. Și așa, de unde vin banii? Din creșterea economică. Asta dacă sunt investiți unde trebuie. Dacă ar fi. Așadar, revin mâine la deșteptarea României cu Dan Radu, lider al Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei. Întrebarea va fi: este de ajuns să facem autostrăzi ca să reparăm diferențele economice dintre regiunile sărace și cele mai bogate ale României? O să vă aștept cu propuneri, cu opinii și, până la urmă, aș vrea să vă gândiți sincer astăzi, peste zi, poate aveți vreme. Dom'le, poate până la urmă e și asta o cale în care întărim și dezvoltăm o anumită regiune. Știm că Transilvania și Bucureștiul sunt motoarele acestei țări, ne concentrăm asupra lor, facem viața bună și acolo sunt zone care, vor merita un alt tip de atenție. Înțeleg, nu să nu fiu foarte rău, dar poate sunt oameni care gândesc așa. Cătălin, mulțumim pentru comentarii. Vezi că mâine te așteptăm pe drum cu prioritate și cu o piesă frumoasă. Da, chiar rămân un pic cu tine acum, că vreau să-ți arăt ceva și să-mi spui ce părere ai. Da? În regulă, zi bună. Mâine nu ratați Deșteptarea României, imediat după jurnalul de la ora 13.